Vă mai amintiți de cărți? Acele chestii cu foi de hârtie, le ziceau pagini parcă, pline de cuvinte, ocazional chiar poze. Țin minte o vreme în care le găseai peste tot, zburdeau pe câmpii și alergau libere prin văi, dar din cauza avansului tehnologic al omului au fost împinse din habitatul lor natural până la dispariție. Nici eu nu am fost martor al acelor vremuri glorioase, dar am citit asta pe internet, așa că trebuie să fie adevăr necontestabil. Înainte de a dispărea cu totul, cărțile au inspirat jocuri, unele bune, unele rele, iar în acest top le veți găsi pe cele mai reușite. Top 7, jocuri bazate pe cărți. Dar înainte de asta, v-am povestit despre cartea pe care o scriu eu? Nu? Atunci lăsați un comentariu dacă vreți să știți mai mult. Alternativ, nu lăsați un comentariu dacă nu vreți să nu ne știți. Acestea fiind spuse, locul 7. Metro 2033. Această carte răsărită din Rusia a avut parte de o adaptare făcută în Ucraina foarte reușită. Creatorii jocului 4A Games s-au străduit să creeze aceeași atmosferă descrisă în carte, dar în loc să folosească cuvinte, au folosit imagini. Văzând cum lumea trăia în rețeaua de metro, împachetați în locuințe ca niște sardine în conservă și starea în care era orașul de la suprafață chiar a fost ceva inedit. Dar nu la fel de mult precum anomaliile din tuneluri, bile de lumină mișcătoare, monștri, chestii alea care zburau și umbrele. Acei joc a folosit umbrele într-un mod atât de fain încât e de nedescris. Erau metrouri de umbre ce călătoreau într-o stație într-alta ca o amintire întunecată a unui final tragic și oameni. Suflete rătăcite formate acum doar din umbră ce rătăcesc prin adânc și îi devorează acum pe cei vii. Într-un cuvânt, grozav. Locul 6. Stalker Shadow of Chernobyl. La început a fost o carte numită Picnic la marginea drumului, apoi a fost un film numit Stalker, apoi a fost lansat un joc numit Stalker Shadow of Chernobyl, apoi a fost amânat jocul până ce alături de Duke Nukem Forever și Prey făcea parte din triada întârziaților, jocuri despre care lumea credea că nu vor vedea niciodată lumina zilei. Dar Stalker s-a ridicat cu succes din pământul contaminat cu radiația a zonei de exclusiune și a cutezat să se transforme într-o franciză de sine stătătoare destul de profitabilă. Primul Stalker ne-a oferit ocazia să vizităm zona, să înfruntăm pericolele, fie că erau umane sau monstruoase, și să descoperim misterele. Combinând acțiunea unui FPS, interacțiunea cu personajele ale unui adventure, managementul de echipament al unui RPG, grafica detaliată și acuratețea geografică, Stalker a demonstrat că se poate scoate ceva bun dintr-un dezastru nuclear. Deși în carte nu era un dezastru nuclear, publicarea sa precedent incidentul de la Chernobyl cu aproape un deceniu. Locul 5. Dune 2. Nu am pus Dune 2 aici doar pentru că primul Dune era mai mult bazat pe film decât pe carte, deși ignora filmul și povestea cărții cam în aceeași măsură. Dune 2 se află aici pentru că fiind bazat pe o parte din seria de romane Dune, a dat naștere genului RTS. Înainte de Dune 2 erau proto-RTS-uri, wargame și tot felul de alte strategii, dar după Dune 2 a răsărit RTS-ul. Povestea jocului prezintă o idee generală a universului Dune, cea că diferitele casele Lanzaretului se luptă constant pentru Spice, numai că în joc împăratul a autorizat un război deschis fără restricții. Asta nu era în cărți. Nici Ordos nu prea era în cărți și din câte țin minte lumea folosea foarte mult lasere în cărți în loc de artilerie. Nu avea sens să folosească artilerie atunci când un laser este la dispoziție. La urma urmei, pe Arrakis, vibrațiile de la un scut ar atrage de îndată un șehlud și sigur le-ar putea dezactiva atunci când se mișcă pe nisip, dar în acel moment ar fi ținte foarte ușoare pentru arme laser, așa că de ce avem nevoie de artilerie? Sunt singurul care a observat asta? În orice caz, Dune 2 e bazat pe carte și foarte tare. Locul 4. Discworld. Nu te poți numi fan al genului adventure dacă nu ai jucat Discworld. Un joc ce, surpriză, este bazat pe o serie de cărți cu același nume. Cine ar fi crezut? Discworld te pune în rolul unui vrăjitor nu foarte competent numit Rincewind, care primește misiunea de a salva lumea de la apariția unui dragon, cel puțin asta presupun pentru că nu l-am jucat niciodată. Nu doar că oferea o lume fantastică inedită cu propria sa mitologie nemăsurabil de diferită față de orice alt joc similar, dar avea umor. Și nu orice fel de umor, ci umor britanic. Genul de umor găsit la Monty Python, Blackadder, Mr. Bean și multe alte chestii britanice amuzante care pot fi găsite nu în cărți, ci pe YouTube. Lumea și povestea sunt bizare până la punctul de absurditate și tocmai asta le face atât de plăcute. Asta și faptul că inventarul are picioare și se ține după tine. Locul 3. Lord of the Rings Online. Nu cred că mai există o persoană care să nu se prefacă măcar că a citit The Lord of the Rings. Au fost filme, au fost desene, au fost piese de teatru, radio, RPG-uri, strategii și toate cele, iar în cele din urmă a fost MMO-ul. Nu prea e cum să faci un omagiu mai bun pentru o carte și lumea acestea decât prin transpunerea sa în detaliu într-un mediu virtual care poate fi ocupat simultan de mii de oameni. Sigur, apariția jocului a fost o lovitură mare pentru LARPing, dar câte povești se pot spune acum, câte file de poveste pot fi cruite direct de către jucători, cât gold poate fi farmat și cât fat loot poate fi colectat. Nu poți face asta într-o carte. De asemenea, într-o carte este mai greu să vinzi acel gold farmat. Locul 2. Dark Corners of the Earth. Nu poate să existe un top despre jocuri și cărți fără să-și vărec Tulu cu Daniel. Call of Tulu Dark Corners of the Earth este un fel de reimaginare a cărții The Shadow of Innsmouth, pune jucătorul în rolul unui detectiv particular trimis să investigheze dispariția unui simplu individ. Dar de îndată ce intri în oraș, ești cuprins de o atmosferă terifiantă, imersivă și apăsătoare, mai ceva ca o tonă de cărți și biblioteca în care erau puse toate înainte să-ți pice în cap. Dark Corners of the Earth nu este doar o poveste de groază la care ești complet neajutorat în fața unui inamic înfiorător, fie că este om sau fiară. Este și un first person shooter destul de bun, lucru evidențiat de apariția preamăritului obiect contundent, Ranga. Locul 1 și jocul bazat pe o carte pe care cu siguranță nu ați citit-o, The Witcher. Geralt of Rivia și-a făcut apariția pentru prima oară într-o serie de povești culte scrise de Andrzej Sapkowski, autorul seriei, iar de atunci a devenit un fenomen mondial, având propriul serial groaznic și un film teribil, iar acum o serie de jocuri. Primul Witcher a continuat povestea lui Geralt la ani buni după moartea sa, el viu, oferind jucătorilor o lume foarte bine realizată și numai bună de explorat, plină de discriminare, inegalitate socială, răutate, frică și cu o fărâmă de speranță.
Chiar dacă a fost nevoie de o ediție îmbunătățită pentru ca jocul să ajungă la adevăratul său potențial, rezultatul final a meritat încă un an de așteptare, The Witcher fiind unul dintre cele mai reușite RPG-uri din ultimii ani. Și în cazul în care credeți că Geralt era cam prolific în joc, în cărți de obicei așa își petrece primele capitole. Astfel se încheie acest top al motivelor pentru care ar trebui să citiți și altceva în afară de mesaje instantanee. Mențiuni speciale sunt acordate lui The Wheel of Time, Hard to be a God, Blade Runner, American McGee's Alice și Tom Clancy's Rainbow Six. Cine ar fi crezut că erau atât de multe? De asemenea, o mențiune specială este acordată oricui va face un joc după cartea mea.